Cu câteva zile în urmă a început să circule pe internet un clip video în care Andrei Croitoru ia în vizor muzica și încriminează modul în care Biserica din Arad, Biserica Harvest și Cristian Barbosu se închină lui Dumnezeu. Sigur, nu cred că Cristi Barbosu are nevoie de explicațiile mele, ba chiar cred că se și amuză când vede că am acordat atenție atacurilor lui Andrei Croitoru. De asemenea, nu am de gând să mă apuc eu de vlogging, să mă apuc de confruntări video de genul ăsta. Am alte preocupări de ordin misional, de ordin spiritual și am cu ce să-mi ocup timpul foarte bine. Ceea ce fac astăzi, însă, este o excepție și una foarte scurtă, de scurtă durată. Eu nu cred în meseria de watchdog, de câine de pază al credinței creștine. Acest bau bau îndreptat spre cei care nu sunt ca noi, pare să fie o îndelinicire nebiblică. Dar răspund astăzi la această provocare pentru că am asistat la multe atacuri care vizează biserici, vizează denominații întregi, lideri, mișcări spirituale, mișcări de trezire și se aruncă cu etichete de erezie în dreapta și în stânga, fără discernământ. E bine uneori să îi răspuns vloggerului, tot printr-un vlog, ca să nu se creadă singur înțelept. Vreau să vă spun în primul rând că iubesc muzica. Ascult cu plăcere muzică creștină, muzică diversă, iubesc muzica contemporană, dar o ascult cu plăcere și pe Gabi Lungă. Am fost editorul cărții ei în limba română și am fost fascinat de modul în care Dumnezeu a folosit-o în lumea romilor în mod deosebit, dar chiar și în lumea de elită din România, să aducă un mesaj creștin despre Dumnezeu. Desigur, iubesc minunații cântăreți pe care Dumnezeu i-a ridicat prin mișcarea de la toflea sau am plătit bani grei ca să particip la un concert al lui Billy Gator în Statele Unite, Gator Vocal Band. Eu însumi am înființat niște mici coruri pe care le-am dirijat, desigur, la un nivel de amator, pentru că nu mă consider un profesionist în, în ale muzicii, și când și eu la două instrumente și pot să citesc o partitură. Dar am participat la adunări de închinare, în care Dumnezeu, în timpul muzicii, în timpul închinării, a vindecat oameni. Am fost martor la astfel de evenimente. Am participat... La timpuri de închinare, în care duhurile rele au ieșit din oameni, atunci când prezența lui Dumnezeu s-a coborât peste noi, peste grupul care eram în închinare înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că muzica este un mare dar pe care Dumnezeu l-a dat copiilor Săi, pentru că asta ne ajută să transmitem sentimente, să transmitem năzuințe care depășesc limbajul uman, posibilitatea noastră de a ne exprima. Însă când vine vorba de formele pe care trebuie să le îmbrace închinarea creștină, nu vă spun ceva nou când afirm că tema aceasta a fost un subiect atât de controversat în istoria bisericii. Și acum vreau să-mi îndrept atenția spre subiectul care a stârnit și a motivat această intervenție în format video. Cristi Barbosu a prezentat modul în care e tratată muzica în bisericile Harvest. Andrei Croitoru a luat secvențe din acel mesaj și le-a denaturat sensul și a făcut-o chiar într-un mod grosolan. Ideea de bază dezvoltată de Andrei o puteți desprinde din primele minute ale materialului video pe care el l-a urmărit și îl găsiți desigur pe YouTube. Cristi Barbosu le spune musafirilor care participau la biserica lui, le spune ceva în felul următor. Nu v-ați așteptat să găsiți un astfel de muzică cu un astfel de stil. Sau adaugă el, linia noastră melodică, atenție, linia noastră melodică se aseamănă cu linia melodică a cântecelor din lume. Ce înseamnă asta? Sunt două propoziții simple în care el explică stilul și linia melodică. Aceste două propoziții constituie fundamentul criticii lui Andrei care le ia și le rostogolește prin imaginația și retorica sa, pentru a le da o semnificație total diferită, și anume că Barbosu ar fi spus că oamenii au găsit în biserica lui o muzică păgână. Și menționez aici că Andrei chiar folosește în exces acest termen și comparații din acest registru, sugerând că e vorba de o muzică păgână. Deci, Cristi Barbosu vorbește despre stilul muzical. Despre linia melodică. Acestea sunt cuvintele pe care le folosește el. Ce este stilul muzical? Orice manual de muzică ne spune că un stil muzical reunește piese muzicale care abordează în mod foarte asemănător melodia, armonia, ritmica, forma, orchestrația, desigur și textul și alte aspecte ale compoziției. Și atunci, care este stilul? bisericilor neoprotestante. Sau mai simplu sus, cum se cântă la pocăiți? Teza lui Barbosu este că nu există un stil muzical consacrat de muzică creștină sau muzică pocăiască. Unele tradiții și-au dezvoltat un gen muzical propriu, de exemplu, muzica bisericească la catolici, la ortodoxi, va fi o muzică bizantină, un cant gregorian, în uh, mișcările reformate, vorbind despre o muzică uh, care merge spre coral, spre operă și așa mai departe. Dar la evanghelici și în speță la evanghelicii români nu s-a dezvoltat un gen muzical propriu dedicat închinării. Nu există muzică penticostală sau muzică baptistă sau muzică creștină după Evanghelie. Dacă urmărești o slujbă la o biserică penticostală sau baptistă, ai toate șansele să auzi o melodie corală, urmată de una populară, apoi o orchestră, o fanfară, un solo, o piesă sinfonică, o muzică pop, poate country, a blues, gospel și așa mai departe. Mi-am că eram student când am participat la Centrul Cultural American. Fusesem invitați acolo la un concert de muzică gospel. Și cântăreții aceia, mă așteptam că vor cânta o muzică laică. Toate piesele pe care le-au cântat din muzica aceea gospel au fost piese creștine. Și am fost uluit când au cântat zidurile înalte de la Erihon, desigur, în limba engleză, și să constat că nu era o piesă, cum credeam eu în copilărie, că a fost compusă de români și în contextul românesc. Toate aceste stiluri muzicale, atât de diverse, în mod cert, nu au fost inventate de evanghelici, de evanghelicii români, ele sunt muzica lumii, a societății în care noi trăim. Și asta de fapt spune Cristi Barboso. Omul care a umblat până acum doar prin catedrale, care a auzit preoții cântând scriptura într-un stil bizantin sau gregorian, care a cântat și s-a închinat în felul acesta și merge într-o biserică Harvest și aude la slujbele acelea genurile muzicale care sunt folosite în lumea largă, va fi șocat, va fi mirat. Așa cum se mira un profesor în timpul studenției, un profesor necredincios care a participat la o slujbă în București și a fost foarte mirat să vadă că noi, în biserică, am cântat cu toții Oda bucuriei de Beethoven, desigur, pe versurile creștine. Deci, Andrei se scandalizează din pricina acestei formulări elementare. Și el ar vrea ca și noi să ne înfiorăm la gândul că, uite, vezi, muzica lumii, muzica păgână, este acceptată în biserică. Sigur, pentru un hipercalvinist, unul care crede în depravarea totală, toată muzica și tot ce a creat omul poate să fie lumesc sau să fie perceput în mod automat ca fiind ceva firesc și drăcesc. Dar realitatea este că noi nu avem acorduri pentecostale. Nu avem ritmuri baptiste sau arpegii creștine după Evanghelie. Și ceea ce considerăm astăzi muzică creștină, românească, că e okay, pentecostală baptistă, creștină după Evanghelie, o astea Domnului, desigur, toate astea provin în repertoriul nostru muzical pe filiere muzical-culturale fluide. Sunt importate din lumea largă. Sunt produsul lumii, însă, pe care Dumnezeu a creat-o și pe care Dumnezeu o inspiră. Oamenii și-au dezvoltat de-a lungul istoriei și au folosit simțul artistic pentru a dezvolta artele, așa cum arhitecții și-au folosit în zestrările lor naturale pentru a construi niște catedrale magnifice. Deci, fie că n-a înțeles cum stă treaba cu stilurile de muzică, fie că s-a făcut că nu le înțelege, având nevoie poate de un pretext, Andrei Croitor răstălmăcește cuvintele lui Barbosu și le dă o altă semnificație. Și de acolo decurge apoi toată confuzia pe care o întinde într-o tebatură lungă pe încă vreo 50 de minute în videoul lui. În fapt, Andrei vrea să ne convingă că închinarea creștinului oscilează între sacru și profan, cu o muzică liturgică și cu una neliturgică. El chiar clamează docte existența unei noi doctrine în teologia noastră. El vorbește despre doctrina Închinării liturgice, care, vezi, Doamne, lipsește din doctrina noastră. El spune așa: Părerea mea este că noi, evanghelicii, nu avem o doctrină solidă care să justifice stilurile de muzică pe care le-am adoptat în bisericile noastre. Cine a înțeles raportul dintre Hristos și cultură? Sau mandatul pe care noi îl avem de a întrupa mesajul sacru? În societate, înțelege că Hristos însuși i-a scandalizat tocmai pe cei care, prin formalism și tradiții omenești, voiau să împartă viața omului între sacru și profan. Da, de-a lungul istoriei, creștinii au știut să răscumpere, de fapt, arta, să răscumpere și cultura și educația și așa mai departe, într-un mod care să ducă la înaintarea împărăției lui Dumnezeu în societate. Andrei dorește împărțirea vieții creștine între sacru și profan și menționează în mod repetat că una este închinare privată și alta este cea sacră. În schimb, modelul biblic este cel al răscumpărării. Și din păcate când Andrei vorbește despre muzica de la templu, el trădează o, o imagine idilică, mai degrabă de școală duminicală, o înțelegere foarte superficială a închinării de la Templu, nu una care să țină cont că și muzica evreiască sacră a evoluat de-a lungul mileniilor. Muzica este într-o continuă evoluție. Stilurile se întrepătrund, muzica circulă în spații diverse și stilurile acestea se influențează reciproc. De exemplu, vestita Cobză românească este de origine persană. Și aceasta provine la rândul ei dintr-un alt instrument antic. Uh, muzicologul Joachim Brown a scris o carte de căpătâi despre evoluția muzicii în vechiul Israel. Și autorul acesta arată în mod clar că instrumentele muzicale evreiești erau împrumutate și adoptate din alte culturi. Acesta este un fapt istoric. Nu le-a dat Dumnezeu instrumente evreilor pe muntele Sinai odată cu dare legii, nici nu le-a spus care să fie acordurile și care să fie ritmurile. Porunca lui Dumnezeu însă a fost foarte clară. Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Cum? În ce forme? Aici intervine, desigur, aspectul cultural. Și ce să mai spune despre Noul Testament? Cititorul Noului Testament se miră probabil că nu sunt multe informații despre genurile de muzică, despre stilul muzical, despre atmosfera care se crea în închinare. Desigur, din Noul Testament nu răzbată acele informații, dar totuși învățăm multe lucruri despre cum se închinau primii creștini. Dar tare mă tem că Andrei Croitoru nu este interesat de acele aspecte de închinare veritabilă a Noului Testament. Pentru că citim în Noul Testament că închinarea era îmbibată de manifestarea darurilor spirituale, pe care Andrei le-a șters din contemporaneitate. Citim în Noul Testament că existau cuvinte profetice, și vorbiri în alte limbi chiar abundente încât apostolii trebuie să scrie pentru a reglementa modul în care se manifestau darurile spirituale în închinare. Citim că acolo exista rugăciune pentru cei aflați în suferință, Că rugăciunea uneori era comună, și de o asemenea intensitate, că s-a cutremurat casa în care erau ei, că Duhul Sfânt se cobora și era manifestat și cunoscut într-un mod vizibil de cei prezenți. Citim că în Noul Testament unii recitau psalmi, iar alții cântau cântări noi care erau inspirate de Duhul Sfânt. Așa că îi urez succes lui Andrei în eforturile lui de a contura o doctrină, o doctrină evanghelică liturgică, pornind de la textul Noului Testament. Dragii mei, este foarte nepotrivit să ignorăm ceea ce spune Biblia despre formele închinării în Noul Testament, atât cât ne spune. Și să emitem noi pretenția că știm ce stiluri de muzică se foloseau în închinare, fie în Vechiul Testament sau în Noul Testament, acolo unde Biblia tace. Evanghelia este cert că a îmbrăcat diverse forme în fiecare cultură. Am avut ocazia să mă închin de-a lungul anilor să-L slujesc pe Domnul împreună cu frații, cu credincioși în India, în Japonia, în Filipine, în Europa și în Africa, în multe țări din Africa, în peste 30 de țări. Și am remarcat că biserica din totdeauna a depins de călăuzirea Duhului Sfânt și de discernământul comunităților locale, naționale, care au întrupat mesajul salvific într-un mod relevant în cultura proprie. Dacă mergi în Africa, vei vedea că faimoasa melodie Jerusalemă se aseamănă cu ceea ce cântă creștinii de acolo și ceea ce cântă națiunile africane. Este o muzică potrivită cu cultura lor. În concluzie, muzica bisericească reprezintă o expresie culturală a bisericii care are de a face și cu timpul și cu spațiu în care se manifestă această participare a bisericii. Nu este un dat divin cu acorduri și cu ritmuri căzute din cer. De asta Dumnezeu nu ne-a dat partituri în Sfânta Scriptură. Pentru a înțelege muzica, trebuie să studiem nițeluși puțin antropologie, etnomuzicologie, pe lângă operele lui Calvin, desigur. Și acum acestea fiind spuse, rămâne un principiu fundamental și suficient menționat de Hristos ca răspuns la întrebarea unei doamne care era foarte curioasă. Voia să știe dacă închinarea samaritenilor, care tocmai amestecaseră cultural muzica lor cu cea evreiască, este mai bună decât cea cântată la templul din Ierusalim. Principiul enunțat de Isus rămâne valabil în orice generație și în orice cultură. Adevărații închinători, se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Ce trece peste aceste cuvinte nu poate avea valoare normativă și nu reprezintă decât graba oamenilor de a completa ei cu părerile lor rânduială divină. Fiți binecuvântați!